Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod după 2 ani, după ce l-am mai postat aproape. Nu mă întrebați de ce fac episodul ăsta cu Sam, sta alături de frate, mi-a zis tu ceva, plăcintă mică. Plăcintă mică. Atât ai avut de zis. Nu, cred că da, bă băieți, acum s-a terminat episodul, sper că v-a plăcut noua mea revenire după 2 ani de zile și ne auzim data viitoare, pa, pa. Gata. Ceau, băieți, eu v-am, nu dar v-am ce, pupat. Dar n-aveai mai înainte schimb de femeie, de ce te-ai schimbat? Aveți nu vreau să arăt urât. Aha, e, pizda ta, acum încerci tu să maschezi, să faci, să nu știe lumea că lasă, că... Vrei să vin cu tine cu buletul? Stai să mă băiesc, că ai fratele meu că are în buche, auzi la mine. Bă, am închiriat carte, bă, băieți. Bă, nu mă întrebați de ce postez episodul ăsta. Hai, du-mă la bancă să-mi dai banii aia până vorbesc aici un pic cu băieții. Nu mă întrebați de ce filmez episodul ăsta cu Sam după atâta timp, dar ăsta a fost singurul joc pe care l-am avut la îndemână momentan și o să mă și reapuc, cred că, de Sam, să joc așa off camera. Nu știu dacă o să fac episoade cu Sam, dar a fost dor de jocul ăsta. Și jucăm pe Behood. M-a manipulat fratele meu aici să mă umb pe Behood. Am 2 ore jucate, level 2, șmecherie. Am 26 de puncte de respect, dar nu pot să dau by level, că am 4 ore. Ce 4? 2 ore. Și nu știu exact ce să vă spun, de ce n-am mai postat. Efectiv, m-am trezit într-o zi și am zis, bă, eu vreau să mă angajez, să văd cum îi. Și am rămas 2 ani de zile fără să mai mă joc aproape pe calculator. Bine, că mai intram eu seara o dată la 100 de ani și mă mai jucam sau ceva, dar n-am mai avut efectiv. Mi-a trecut efectiv tot cheful și știți că eu nu făceam chestia asta, eu făceam că îmi plăcea și în momentul în care nu m-a mai plăcut, am zis, bă, eu am picioarele în el de YouTube, nu mai fac niciun YouTube. Și atunci m-am lăsat și nu știu de ce n-am mai postat. Vezi, adică, nu știu ce dracu, dar mă aud de la tine, Neco. Rezolvă-ți problema că îmi bag picioarele și nu mai filmez nimic. Cum mai, bă? Păi pune-ți ceva că mă aud în Neco, mă aud pe mine și mă nebunește. Intră de pe telefon pe Discord. Nu intră de pe ce vrei tu, dar vezi că te-ai dat pe pauză și zburăm în ceruri. Na. Măcar dă-mi să conduc până-ți rezolvi. Dă-mi să conduc. Dă-te de pe pauză că picăm în... Așa, dă-mi să conduc. Și du-te tu și vă-ți rezolvă problema că se aude necou rău, nu știu ce naibare. Ia să ne slash GPS, business, cred, și căutăm bancă, nu? A, da mă, bancă. Bancă SF. Bă, uite ce mașină are nebunul, Bullet, Infernus mai are, am văzut, are toate nebunile. Da, bă, băieți, și haideți să discutăm despre ce vă interesează pe voi, cred că și despre ce, de ce credeți voi că am început acum din nou. Bă, am văzut că apare Counter-Strike 2 și mă gândeam să intru și eu pe acolo, să văd cum e, dar momentan, nu știu, din ce cred eu, e ori invite only, ori nu a apărut deloc. N-am avut timp să mă informez despre chestia asta, nici calculatorul nu-l mai am, l-am vândut, dacă vă vine să credeți, eu acum mă joc de pe un laptop, dar e cea mai mică problemă, nici nu are relevanță, ne descurcăm noi cumva să facem să fie totul bine, dar nici nu știu, acum să vedem ce impact o să aibă videoclipul ăsta, și mie mi se pare ciudat după 2 ani de zile să încep să vorbesc din nou ca prostul în fața unui monitor, dar o să vedem ce o să fie, nu știu, momentan nu mi-am pierdut cuvintele, am toate subiectele aici scrise pe foaie, hai că le-am scrise pe foaie dacă e, și să vedem ce o să fie, nici nu știu. Mi-am băgat repede Shadowplay, nici program de editat, n-am, am încercat să-mi bag Sony Vegas-ul ăla care editam eu înainte, dar dă crash pe Windows 11, nu știu de ce am Windows 11, mi l-a upgradat automat și... Hai bă, dă-i loc la mașină, nu ce furește. Și trebuie să văd și Photoshop-ul și alea care făceam thumbnail-uri, că vreau și eu să revin, dar să nu fiu chiar pârlit, ci să fiu și așa profesionist cât de cât, cum s-ar spune. Hai bă, dăm bani aici, am văzut frate meu că-mi 250 de caca să primesc și eu la pay de mai mult. Să dau și eu depozit la ăștia, depozit 230.000. Nici nu știu, nici mi-am pus, stai, a, nu 230.000 mă, stai, 2.300.000 trebuia mă, bă, nu mă duce bă capul bă. Hai să vedem, tragem un 3 și mai punem un 0 aici, bam, gata, mamă, am 154 caca, gata bă, ți-am dat țeapă, Edi, ies de pe Discord, te-am pupat. Uite și tu mi-a dat 148, de ce mi-a dat 148.500? A? Că e taxă. Păi ce mă, tu nu poți să vorbești? De ce nu vorbești? Stai, a, stai mă, că frate-mi încearcă să-și repare. Acolo aici merge la Fisherman, să facem un pic de job. Nu ești în apropierea jobului. Păi și cum găsesc jobul, așa oare? Da, așa-l găsesc. Spuneți-mi și voi în comentarii, bă, băieți, rămuriți-mă și pe mine, că nu... A, omul meu ca de obicei are telefonul, știi că stai să se încarce telul, că intru de pe el, acum pornește. Na bun, hai că te aștept. Ce-am vrut să vă spun? Promoriți-mă și pe mine în comentarii, care e faza cu CS2-ul ăsta? Că eu chiar m-am informat deloc din ce am văzut în comentarii și am intrat așa și m-am uitat la un gameplay, știi? Dar din ce am văzut, am căutat pe net și nu e niciunde de descărcat, de testat, de pe chiar vreau și eu să intru. Mă filmam măcar episodul pe ăla, știți, să văd cum e. Dar n-am unde să intru, efectiv, nu știu, lămuriți-mă și pe mine în comentarii dacă vă aveți inima caldă, cum s-a spune, că chiar nu știu. Vezi că nu mai ai cheat-uri pe sus 2. Păi ce mă, crezi că eu nu pot să joc fără cheat-uri? Uite mă, până și frate-mi eu crede că eu sunt codat de la de intră și își bagă codul și îmi vene pe stradă, ești nebun la cap. La mă, că pot să joc și fără cod.
Mai dă și pe Car Whisper să nu cumva să fie vreun admin pe noi să vadă de cheat-uri. Ce nebun. Hai, desfacem un pic de job și pe aia nici nu știu. Spuneți și voi, mă, băieți, dacă vreți să, să vedeți și episoadele astea de Samp. Sau facem iară, cum am făcut atunci cu canal secundar, că eu chiar m-aș reapucat de Samp. Deci, pe mine o cheamă pe Bihud Raul KWK, că Raul 2K a fost luat și probabil o băga cineva coduri și-o lua ban, că din ce am văzut contul e banat. Și 100 de Raul 2K pe server care sunt banați. Deci, mulțumesc, băieți, că nu mi-ați lăsat imaginea să se ducă cum ar veni. Adică trebuia să știe toată lumea că Raul 2K e un codat. Și asta vă zic, pe CS-ul normal nu mai am niciun cont. Cel puțin nici nu le mai știu. Și nici coduri nu mai am. Nu știu, trebuie să vedem, bă, băieți, dacă cum ce impact o să aibă videoclipul ăsta. Bă, stai mă, de ce? Ui, ce prost sunt, mă, m-a adus aici, dar stai că eu am deja job-ul. Fiși, gata, bă, hai să mergem la pescuit. M-am auzit acum? Da, te aud. Gata, mă, și te aude și altceva, mă. Bravo, bă, Edi. Te auzi un pic, am încet, dar e bine, se acceptă și asta. Se acceptă și așa, ce să zic. Te obișnui cu sunetul de pe calculatorul la care l-am cu microfonul. Da, nu-i bai, las că se aude mai bine acum. Oricum, măcar nu mai tare pe Discord dacă vrei. Da, nu, las că e ok așa, măcar nu te mai aud în eco, ești nebun. Adică nu mă mai aud pe mine în eco, că pe mine mă auzeam în eco. Trebuie să văd, să-mi iau și programul de editat, să-mi iau Photoshop-ul, toate alea. Oricum Photoshop-ul trebuie să-mi iau după ce filmez ăsta, că eu nu vreau să las videoclipul fără thumbnail, știți? Eu zic așa, un videoclip de la clickbait nebun, de impact. Să scriu acolo, a murit Raul 2K, acum e sora lui mai mică care postează de pe canal și toate nebunile, știți? Cum a fost obișnuit până acum, nu postez eu video așa rău, fără nimic. Fai, hai, trebuie să-i suni pe băieții de la Eneba, să vedem, bă, mai vreți colaborăm, băieți? Mi-au trimis săracii mesaj acum vreo, nici mai știu, 2-3 luni. Man, you died, nu știu ce s-a întâmplat, de ce le-am postat. Le-am răspuns, am zis că o să mă reapuc de acum 4 luni și de atunci am lăsat în sin, nici nu le-am mai răspuns săracii, cred că nici mai vor să audă de mine după tot ce le-am făcut, dar vedem ce-o fi. Sincer să vă spun, nici măcar nu m-am mai uitat la ultimul episod să văd dacă s-a mai schimbat ceva la mine, nu știu, vocea, stilul de a vorbi sau chestii de astea, chiar nu m-am mai uitat. La ultimul episod doar intram și mai dădeam așa scroll prin comentarii. Deci v-am văzut comentariile la toți, stați liniștit. Și mesajele de pe Insta, de pe dracu, ne mă mai găseați, că mi-ați trimis, cred că și în poștă să mă reapuc. Da, na, mai, nu știu, nu m-am mai prins chestia asta. Și acum m-am trezit, acum câteva zile și am zis, bă, parcă mi-e dor să mai filmez câte un clip pe YouTube. Dar să vedem ce-o fi. Momentan, oricum, am tot timpul din lume să filmez, deci dacă aveți idei, dacă aveți jocuri noi, dacă aveți coduri noi pe care ați vrea să le testez, puteți să îmi scrieți acolo în comentarii și vedem cum facem să fie bine. Ba să-mi rezolv și eu Sony Vegas-ul ăla, că-mi bag picioarele în el, că Windows-ul ăsta 11 numai necazuri eu adus, dacă mă întrebați pe mine. Nu, merg nici Samp, de-abia l-am făcut, l-am băgat cu compatibilitate de aia de Windows XP, toate căcaturile. Adică dacă Windows 7 a fost cel mai șmecher și cel mai reușit, Windows 8 a fost... Windows 10 le-a fost... Mai așa, Windows 11 e ultimul eșec de Windows, să-mi bat picioarele, cel puțin momentan. Că nu au mers nimic bine pe el. Da, vedem. Dar deja nu mai am aer, sunteți nebuni. Nu mai am plămânii de YouTuber, bă, băieți, bă. Când băgam cheat-ul în vene, parcă altfel vorbeam. Acum, da, nu mai am plămânii aia de YouTuber, nu vezi că mă sufoc mai puțin. Mai vorbește, bă, tu, Eddie, până mai trag și o gură de aer. Că mi-e și nasul în fund, dar nici nu pot să respir. Ce facem? Ui. Bă, mi-ai furat 150 de caca. Cu ce ți-am furat? Ai spus că mi-i dai înapoi, da? E, ți-i dau înapoi, vedem. Nu pe toți, îți dau, n-ai zis că îmi dai 100 caca oricum, dacă m-a apuc cu tine. 150, te-am luat cu 50 de caca, mă. Păi da, și aia ți-i dau înapoi 50 caca, dar aia 100 lasă-mi și mie, să am bani. Mo, înainte de filmare mi-ai spus că nu dai. Da, e, 100, n-ai nicio dovadă, n-ai nicio dovadă că ți-am spus că ți-i dau înapoi. Gata, ai mers. N-ai nicio dovadă că... Ce, când ți-am zis eu că ți-i dau înapoi, că nu mai amintesc. Las că oricum îi fac înapoi, na. Păi na, tu primești, deci omul meu primește 20 sau cât ai, 30 caca la payday. Și el se sărăcește la 150 caca, așa, pe el stă 5 payday-uri și-a făcut banii înapoi. Bine, hai să zici 6-7 payday-uri, dar tot și face imediat înapoi. Omul meu, la frate, sunt nu-i ar da, mă, bă, un leu nu-i ar da, mă, să-mi bat picioarele. Păi eu ți-am dat tot timpul, mă, când ne-am apucat de bizon, atunci nu ți-am dat la bani, te-am muscat? Te-am făcut cel mai bogat acolo, te-am făcut șmecher rău. Și tu acum sărăcești pentru 100 caca, mă, Edi. Ce facem? Cum facem? Ok, deci fii atent, ți-am dat 150 de caca, dar LG-ul ți-l cumpăr tu. Băi da, mă, păi și atunci nu mi-ai dat nimic, că LG-ul e 150 caca. Ba, ți-am luat un LG, nu? Ți-am luat un LG gratis, uite. Pe ce l-ai luat? A, aia da, pe na, bine, îmi cumpăr eu mașină, na, nu mă supăr. Nu, mă, îți cumpăr eu, îți cumpăr eu. Cumpăr eu mașină. Bă, tu ce ai făcut, mă, că am văzut că ți-ai luat bani pe contul ăla de Steam pe CS, ce ai făcut cu el? Păi, deci fii atent, nu știu nicio. Dar erai în joc? Când ți-ai luat bani? 3-4, nu poți să te uiți la demo, dacă vreau să stat afeca, vreau 3-4, nu am luat bani, nu știu.
Ai stat AFK 3-4 runde și ți-ai luat ban? Da, uite pe demo-uri acolo. What the fuck? Păi și n-am intrat în joc, eu n-am intrat, am văzut doar, dar dacă e pe profil, e clar, ban, ce naiba, că scrie și VAC, mi se pare, nu scrie game ban. Da, scrie one VAC ban, aveți, nu știu ce. Trec cu decodat, mă, ce ți-ai băgat? Păi ți-ai băgat toate rahaturile în calculator, în puii mei, cine știe ce ți-o detectat aia, dacă ai NASA sau un calculator acolo de mus planetele, în puii mei, un ghide satelit, e normal că ți-ai luat ban. Tu ce faci, pescuiești? Ești? Păi n-am fișa aici. A, mă, chiar mă, noi suntem cu mașina ta. Uite, mă, mi-a dat frate-mi mașina să lucrez. Mersi, frate, te pup. Poți tu ești pe temă, am stat vreo 5 minute sau 3. Bă, hai să dau și eu de licența de armă. Știi întrebările? Sau da, la ce da, level da. Întrebe? Cred că întrebe level 3. Da, 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 întrebe level 3. Sau 5, sau cât întrebe? 3. Sau get, nici get give nu pot să dau. Bă, ce pârlite să-mi bat picioarele. Păi ce pot să fac? Bă, acum cred că la levelul ăsta pot să fac doar job, așa e? Da. La level 3 poți să-ți cumperi mașina, dar nu o să poți. Ia uite ce reclamă și-a făcut la milioner. Giveaway activ de 50kkk pe serverul meu de Discord. Că și aseară mi-a dat mesajul ăla. Am crezut că o fi, da, și el o fi extras. Intra, mă, că oricum îți dau eu 50kkk. Da, ia dă-mi și mie 50kkk. Nu-mi dai? Am zis 50kkk, nu 50kkk. Păi ăla face giveaway cu 50kkk. Începam. Ai văzut? Nu, dă-l naiba ce mă scriu, am 154kk, mergem după aia să dăm de o mașină. Bă, dar o mai fi vreo mașină, gen mașină, să poți să o cumperi din dealership, un Fionix sau ceva mai pârlită de aia de mașină, dar să poți să... Nu știu, dar știu că e vreun, știu că din ăla, mașina aia mică, știi, de vreo 4, dar mai sunt câteva în stoc, sunt multe stoc din astea, că nimeni le cumpără, știi? Da, pe hai că-mi cumpăr eu una, îmi bat picioarele, să am și eu. Ai de prima nouă, da, ai măcar level, dar n-ai level. A, nici, pe ce level îți trebuie să cumperi mașină? 3. Bă, nu cred așa ceva, I can't believe you. Păi și eu nu pot să fac nimica? Doar ciu. Ai, de capul meu. Deci numai eu nu la levelul ăsta, numai job pot să fac, băieți. Na, oricum, lăsați că o să fac eu. Bă, dacă mă vedeți pe server Raul KWK, o să fiu activ destul de des, că am început să-mi placă iară Sampu și... Parcă merge așa să mă mai joc seara, când mai am timp când ceva, sau când dacă mai filmez un episod, dacă mai facem un live. Dacă mă joc cu fratele meu, fratele meu la cât de samsari pe aici, cred că facem și giveaway în vreo 2 zile cu 100 kkk. Facem cumva. Dacă e facem de vreo 200 kkk, am bani 200 kkk. Las că vedem aici, nebun la cap. Stai să vedem ce zic băieții cu CS-ul, cu alea, să vedem dacă mai să-mi cumpăr și eu CS-ul din ochi, eu nici CS-ul nu-l mai am. Că am bani pe toate conturile și unele nici nu le mai știu măcar. Trebuie să-mi cumpăr și eu CS-ul, să vedem, să îi sun pe băieții de la Exitium sau ce dracu mă mai jucam eu, că nu mai știu cu ce mă mai jucam ultima oară când am filmat. Să dea și ei codul înapoi sau una alta. Trebuie, mă, multe, multe de vorbit, dar vedem. E timp. Poate filmez episodul ăsta și mă sună băieții de la Exitium. Bă, ce-ai făcut, mă, te-ai apucat de samp, nebun? Hai că avem cheat de samp. Eu am niște cituri astea. Eu nu bag, bă, cituri pe Sam, lasă-mă în pace, vreau să joc jocul ăsta cu ramă, că l-am jucat toată copilăria mea, l-am jucat, n-ai tu ani de viață, băie, decât am jucat eu jocul ăsta și eu îmi bag coduri acum aici, nu facem de astea, mă. Pe CS, dă-l dracu, că CS-ul e... De vreo 2016. A? CS:GO, nu te jucai de mult timp și te-ai băgat coduri? Pe CS mă joc din 2013. Și da. Sam din 2009. Hai, mă! Da, păi tu nici nu erai născut în 2009, nebunule. Dar cum am facem? Am 13 ani, mă, ce ai? Unde ai tu 13 ani? Eu ai 11 ani, mă. Mai ai mult și bine până la 13. Stai liniștit că se face buletinul. Știi ce la buletin? Cred că îl primim, nu știu. Cred că cap așa bordul, nu? Cam așa ceva. Să zicem că ai răspuns bine la întrebarea asta. Nu știu, mă, ce e. Poți să mergi în alte țări cu el, că n-ai pașaport. Și na. Păi și doar la atâta folosești buletinul? Nu știu la ce-l mai folosești, ce mă. Păi atunci nu mai te lău dacă ai 13 ani și 14 de astea. Stai cu minte acolo. La câți le-ai zis pe Sam că ai 20 de ani? Că știu și eu că la vârsta lui frate meu ziceam, bă, ce-ai făcut? A, acolo ai fiș? Da. Le ziceam, când aveam și 18 ani, le ziceam așa, pe Sam, bă, fraiere, vezi că te bamă, că am 20 de ani, te cauți și te omor. De unde? Că nici acum am 20 de ani, mai am un pic. Dacă ai oamenii, nu știu câți ani ai tu. Am 19. Fac 20 da. Acum, în august. Băia mare, tu? Cum dracu să nu știi câți ani am, mă? Păi eu știu câți ani ai. Tu ai... Păi eu știu câte ai născut. Tu ai 10 ani, tu ai 10 ani și faci 11 acum, în noiembrie, a? Când m-am născut? În ce dată m-am născut? În 5 noiembrie 2012. Bă, păi eu am fost acolo prezent. 2030 august. Eu eram prezent acolo când te-am văzut, când erai cât coșul ăla de... Dracu să-l ia, ce te cară. Deci mi-a spus mama, o să spun la cea bună, ți-a stat. Da, zici tu off camera, nu că o spus mama, că mama nu mă mai da în gât pe mine cu ce-au zis mama. Da. Lasă că vorbim noi după aia. Bine?
Mi-a spus că am, știi tu, mari. Ce, coaiele mari? Da. Păi aia toți copiii mici au, mă, coaiele mari, dar de ce vorbim asta pe YouTube, ești de bun la cap? A, mă, ăsta e cel mai șmecher episod pe care l-am filmat până acum. Cel mai șmecher episod, bă, de acum încolo, să-mi ziceți dacă vreți să mai iau pe frate meu pe episoade, băieți, că vedeți că avem un subiect de super interesant de cu el aici. El a avut coaiele mari când a avut, când a fost mic. Ești ce, mă, acum s-o rusup, ce-or făcut? S-o băgat înăuntru? Nu mai ies. Da și tu l-ai mic, mă. Ia auză-l pe ăsta, mă. Dar când mi-ai văzut tu mie coaiele, mă, nebunule? Când ai fost născut, de ce? Frate meu a fost și m-a văzut când m-am născut. Bine, bă, Edi. Mi-a zis, mă, nu mai am ce să zic acum, gata. M-a dat în gât. Am fost de mască, băieți. Da? A, nu se... Uite, de fapt, lasă, că oricum, cred că atâta. Asta e să văd. Slash fishes. Ia să vedem câți bani. Am făcut ceva bani la job azi, 8. Yes, și camata. Bă, am făcut 420.000 acum. Bă, fraților, oricum camata a fost cu episodul ăsta. Nici măcar nu știu cât am filmat, dar cred că a fost destul de mult. Nu vreau să fac episodul ăla de 30 de minute în care să fac job. Da, am zis una alta. Ați văzut, scrieți-mi în comentarii ce jocuri ați vrea să mai postăm și dacă vreți să facem din nou seria cu CSGO Cheating. Nu o să fie la fel de des ca înainte, probabil că nu mai am timp să filmez chiar în fiecare zi, dar o dată la câteva zile poate o să am timp să filmez aici, să mă ocup de voi, cum s-ar spune, că chiar am început să-mi placă, mă, să mă joc din nou pe calculator și mi-a fost și dor un pic, să zic așa. Dați acolo un like, un subscribe și scrieți în comentarii ce jocuri ați vrea să mai vedeți pe canal și ce cheater-o mai apărut. Băgați-mă, bă, și pe mine, e ca și cum am intrat în coma în 2021 și m-am trezit acum în 2023. Trebuie să spuneți și mie ce s-a mai întâmplat pe parcurs. Băgați-mă și pe mine în cum să-i zic, mă, puneți-mă și pe mine la curent, să zic mai așa. Fraților, sper că v-a plăcut, dați un like, un subscribe și noi ne auzim data viitoare. Fac și eu așa ca să am piști adevărați. Pa, pa!